Conștiința de Victor Hugo Adaptat de Claudiu Dumnea Cumplit vorbita domnul, cu vuie de furtună, Și Cain plecă îndată, avutul și la dună. Înspăimântat de moarte, el pleacă în pribegie, În urme vin de avalma, feciori, nepoți, soție. Și merge, merge într-una, cu grabă la întâmplare, De masă, de odihnă, nici timp, nici poftă o voce nemiloasă, mereu din urmei mână. E sângele lui Abel, ce strigă din țărână. Ajunseră departe, de țară și de casă, când iată în serarea, încet, încet se lasă. Ei sunt lângă un munte cu stânci și culmi semețe. Un vânt ușor le aduce un suflu de tristețe. Hai să o oprim, le spune femeia fără vlagă, căci nu mai pot copiii nici suflu să-l tragă. Se aștern sfârșiți pe iarbă și adorm curând cu toții. Se aud din vreme în vreme, grăind în vis nepoții. Doar Cain stă de veche, pe o piatră, lângă munte. El n-are somn și în palme își ține tristai frunte. Iar când în sus privește, el vede deodată un ochi nespus pe mare, pe bolta întunecată, un ochi ca de jăratic, cel vede, îl pătrunde. Ar vrea să se ascundă, dar vai, nu știe unde. Din locul său de veche, de grabă se ridică, strigând cu spaime și tremurând de frică. Sus, sus, vecioritatei! Trezește-te, femeie! Ah, cine văzând ochiul, mai poate în loc să steie! Se scoală toți, se îmbracă, în piei de animale și își urmează noapte necunoscută cale. Și Cain merge într -una. Pe el stă până e frica. Nu știe de odihnă, nu știe de nimica. Și merg o zi, merg două, mai merg apoi vreo zece. Mai trece o săptămână și încă una trece. Și după multe zile și cale lungă în fine, ajung pe țărmul mării în niște țări străine. Această parte a lumii, după mai multă vreme, aveau locuitorii Asiria s-o Să stăm, își zise Cain, slăbit ca după friguri. Se termină pământul, aici vom fi siguri. Vorbea cu atâta jale că ei fi plâns de milă. Aici, își mai zise, câmpia e fertilă. Cu minți munci vom câmpul, din mare om scoate pește. Sunt sigur că nici domnul aici nu mă găsește. Și cum spunea el asta, șezând pe malul mării, deodată ochiul iarăși apare în fundul zării pe bolta întunecată, el scânteie în umbră. Cum îl văzu fiorii, pe cain îl trecură. Ascundeți-mă, zise, cu degetul la gură. Uimiți stăteau cu toții, privind cu spaima minții, cum tremura bătrânul, de tremurau toți dinții. Ridică iute cortul, lui Iubal îi spune. Se pricepea acesta la corturi de minune. Urmașii lui trăiră în corturi ani de rândul cu turmele lor multe de șertul străbătându -l. Căci, negăsindu-și locul, în frica lui profundă, în cort sărmanul Cain voia să se ascundă, se înălță de și în cuie fu fixată. Mai vezi și acum ochiul acela groaznic, tată? Îl întrebă Tisila, cea dulce ca aurora. O copiliță blondă, plăcută tuturora. O da, copila tatei, e ca și luna. El stă pe cer, acolo, și mă privește într-una. Dar, iată cum lui Iubal, un gând îi vine în minte. Să vă mai spun întreagă că acesta fu părinte a celor ce de atunci, și până hăț încoace, umblară pe la chefuri și pe la iamaroace, cântând cu măestie din tobe și trompete. Și cum spuneam de deci, Iubal, părerea lui își dete. Să facem, zise dânsul, un zid, o baricadă, să mi piedicăm noi ochiul pe tata să-l mai vadă. Deci, iată zidul gata, după o zi de muncă, și cain după dânsul de îndată se aruncă. Mă înșel? strigă el însă. Sau zidul se destramă? Ah, ochiul mă privește prin zidul de aramă. Atunci, Enoch zise, să facem o cetate pe care să o încingem cu ziduri lungi și late și turnuri mari să-i facem de să ne meargă vestea, să-l așezăm pe tata într-unul din acestea și nimeni să nu poată pătrunde până la ele. La porți vom pune streajă, pe ziduri, santinele. Pe țărm se alese locul și se porni lucrarea. De atâta forfoteală se minună și marea. Lucrarea e condusă de tubul cain vestitul. El șlefuiește piatra și sfarmă granitul. În mâna lui vânjoasă, Metalul se îndoaie, dar totodată frații lui duc în câmp războaie. Pe fiii lui Cainan, din țară ia lungă, îi trec pe toți captivi, ca oile prin strungă, le taie fără milă la toți câte o ureche. Așa fu obiceiul la cei din lumea veche. Cu o oarbă și mult nemilostivă, pe toți îi mutilează, orbindu-i deopotrivă. Îi bat pe toți străinii cu bice tari de piele, și nopțile cu lună trimit săgeți spre stele. Iar între timp e gata, grozava fortăreață. Era, fără îndoială, puternică, măreață. I se înălțau spre ceruri frumoasele contururi. Aceasta, spune unii, va dăinui de apururi și turnurile în soare se răsfățau feric, zvârlind înspre câmpie o pată de întuneric. Ba se vedeau și steacuri de diferite feluri, ce fâlfâiau semețe deasupra pe creneluri. S-au pus oșteni cu arcuri pe zidurile dese și un torn înalt de piatră la mijloc se alese. Întrânsul fu pus cain, ce acum zecea de boală. Pe poartă, la intrare, fusese scris cu smoală. Intrarea pentru domnul e absolut oprită. Urma, deci, pentru cain, o viață liniștită. Îl întrebă Tisila. Și acum, ochiul oare, te vede cu privirea aceea îngrozitoare? O, da, mă vede întruna copila mea bălaie. Privirea lui mă arde, cum arde o văpaie. Apoi își chemă fiii care stăteau la pândă și astfel le vorbește cu vocea tremurândă. De acum, dragii tatei, de moarte mă Îmi Voi sfârși de-și viața zăcând în fundul gropii, căș vreau să scap de ochiul privirii nemiloase, să am și eu puțină O odihnă pentru oase. De acum nu-i mai străbate cu turmele pustiul. Hai, iute, faceți groapa și mi pregătiți sicriul. Deci un cavou feciorii îi pregătesc de grabă, iar caină-și coboară el făptura-i slabă. Colespede de piatră e închis apoi mormântul. Deasupra, după aceea, se împrăștie pământul. Dar flamura de doliu nici nu fusese înfiptă, când ochiul de jăratec era deja în criptă. Fixat pe bolta criptei, el scânteia în umbră, ținând mereu pe cain privirea lui cea sumbră.